le scris în Psalmul 107 și să facem așa cum e scris, versetul 1. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Vreau să ne întrebăm câți dintre noi avem motive astăzi potrivit acestui psalm să lăudăm pe Domnul. Versetul 2. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul. Vă considerați răscumpărați? Amin. Cu sângele, cu prețul jertfei Domnului Iisus. Atunci cei ce iubesc mântuirea spre în altă parte, că în două locuri în psalm să strige fără încetare, preamărit să fie Domnul. Amin. Merită Dumnezeu să lăudăm așa. Pe lângă mântuire, ne-a dat Dumnezeu și alte anexe. Scrie aici în continuare, nu citesc toate versetele, de oameni care au căzut în diferite stări de păcat. Dumnezeu s-a îndurat de ei și scrie aici, o, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui. Că s-a îndurat și pe lângă că i-a iertat odată, i-a mai iertat și alte dăți. Numele Domnului să fie slăvit. Dacă aveți și vreun asemenea motiv, încă o dată să spuneți, lăudați pe Domnul. E mai departe de alții care au fost în strâmtorări. Aici dă o situație în care unii au naufragiat pe mare și era să moară. N-aveau nicio șansă. Și Dumnezeu a potolit valurile, s-a îndurat de ei. Ați fost izbăviți de Domnul dintr-o boală, dintr-un accident. Atunci încă o dată să spunem, lăudați pe Domnul. Chiar m-am gândit zilele astea că anul trecut am fost vindecat de o boală, am mai fost vindecat încă o dată de altă boală. Dumnezeu să fie slăvit! Mulțumesc Domnule că sunt aici împreună cu soția, asta este o mare minune. Slavă Domnului! Numele Domnului să fie binecuvântat! Mulțumim celor ce v-ați rugat, dar noi ce merit avem, că nu mai cerem. Meritul ale Dumnezeu că dă. Slavă Lui! Numele Lui să fie slăvit! În asemenea condiții, pornind de la mântuire și adăugând toate celelalte în adunare și nu numai pe drum, și ori de câte ori aveți ocazia, și noaptea când vă treziți, să spuneți, lăudați să fie. Amin! Ba mai mult aici în adunare scrie, să-L înalți în adunarea poporului și să-L laude în adunarea bătrânilor, dar asta e voie și la tinerilor, mărit să fie lor. Amin! Acest Dumnezeu mare să vă binecuvinteze pe mai departe. Amin. Vreau să citesc pentru început sau să recitesc 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 11. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Deci, prin Harul Domnului vom vorbi despre darurile Duhului Sfânt. Dar, înainte de a vorbi propriu despre ele, vreau să fac câteva afirmații biblice, să enunț câteva principii legate de darurile Duhului Sfânt. În primul rând, cine poate să primească un dar al Duhului Sfânt? La cine va da Domnul un dar? Versetul acesta ne spune, dă fiecăruia cum voiește. Știți la cine dă Duhul Sfântul, da? La cine nu? Spune Scriptura, vă amintiți unde? Hai să vă citesc în cartea Exodul, când a fost construit cortul, Exodul 31, 2, spune Dumnezeului Moise, să știi că am ales pe Bețaleel. L-am umplut de Duhul lui Dumnezeu. Și i-am dat. Și era nevoie acum să facă un acord. Cine l-a propus pe Bețaleel? Cine l-a votat? Nici Moise măcar n-a avut un cuvânt în toată treaba asta. El a fost cel dintâi informat și ceilalți urmau să facă. Domnul a zis, pe acesta l-am ales. Și am dat un ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac. Probabil că dacă s-a făcut un concurs de meșteri, se găsau mulți pe acolo și la câte ceva se principeau, nu? Dar Dumnezeu a spus, uite, la ăsta vreau să-i dau dar. Da, Dumnezeu dă la cine vrea, cum voiește. Așa că în privința asta putem spune, nu aleargă nici nu ține, nici de cine vrea, nici de cine vrea, ci de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea să aleagă pe unul și nu pe altul, nu avem ce să facem. Dar totuși, răspunzând întrebării la cine dă, vă spun și două pilde care Domnul le-a spus, Matei 25, sunt cuvintele Mântuitorului de la versetul 14, Împărăția Cerurilor seamănă cu un om care trebuia să merge de la altă țară, a chemat pe robii săi, au zis la cine dă? La robi. Pavel ce era? Rob și apostol. Și ne-a încredințat avoția asta. Unuia a dat 5, altuia 2, altuia 1. Deci Dumnezeu are de unde să dea la toți robii. Și aici, și pilda polilor din Luca 19, a fost vreunul căruia să nu-i dea nimic, în care să refuz, să spună, tu nu meriți, eu nu-ți dau. Cine vrea să fie rob, este interesant, dacă e așa, hai să mă întorc puțin tot în cartea Exod, că este ceva interesant aici. Spune Scriptura în capitolul 36, versetul 2. Moise a chemat pe Bețaleel, Oholiab și pe toți bărbații scusiți în limbia cărora pusese Domnul pricepere. Deci de dată Domnul dă, dar interesant partea a doua versetului. Și anume, pe toți cei cu tragere de inimă la lucrul acesta ca să o facă. Domnul alege la cine dă, dar să știți că la cine vrea să fie rob și cu tragere de inimă, are șanse să trăiască. Doamne ajută, amin. Amin. A doua întrebare. Ce dă Domnul? Ce darul poate să dea? S-a citat din lista din 1 Corinteni 12 și nu cred că toate darurile sunt acolo, dar scrie aici, în versetul 8, de pildă, unuia este dat. Și se va vorbi astăzi despre aceste daruri la rând. Mai este o listă în Roman 12, versetul 6, deoarece avem felurite daruri. Și repet, să fiți foarte atenți la fiecare dintre aceste daruri. Poate veți identifica mai ușor ce dă Domnul. La unul, la altul, la câte unul poate să-i dea mai multe daruri, nu neapărat toate odată. Am auzit un cuvânt profetic, îi spunea Domnului bărbat, te voi folosi cu două și uneori cu trei unelte. Și uneori îți voi da și vise. Visele și vedenile despre care s-a citit în Ioel, interesant că s-a citit o listă Nouă Testament în care nu se mai regăsesc. De-aia v-am spus că aia nu e exhaustivă. Nu toate sunt daruri. Dar toate acestea sunt, cum zice Iacob, capitolul 1, orice dar bun și desăvârșit sunt de la Domnul. Deci care a fost răspunsul la prima întrebare? La cine dă? Duhul decide. Ce dă? Duhul decide. Ce dar și câte? A treia întrebare. Cum dă? Amintiți-vă de cuvintele Mariei adresate Îngerului. I s-a spus că va naște un fiu și zice în Luca 1:34, ea a zis Îngerului, cum se va face lucrul acesta? Adică biologii naturală nu se poate. Un frate foarte sceptic, de altfel foarte studios în Scripturi, a zis, vreau să chemi un proroc să-mi explice tehnic cum se produce prorocia. Cum se produce o minune? Îmi spuneți, vă rog, cel puțin, cum se produce o minune? Cum să ne conectăm sala la un aparat? Ce să facem ca anume să visăm un vis? Și ce i s-a răspuns? Duhul Sfânt se va pogorî peste tine. Ce s-a întâmplat acolo cu celulele Mariei? Nu mi se pare să explice. Cum dă? Cum o e? Când într-un fel, când într-altul. Unul vede cu ochiul liber, altul vede în Duhul lui la nivelul minții, altul vede ziua o vedenie, altul vede noapte. Cum lucrează? Uneori se întâmplă o minune sub ochii noștri, alteori pleacă pe drum, se produce minunea în continuare. Astea sunt fenomene înțelese de Dumnezeu, dar gustate de noi prin Duhul. Mărit să fie Domnul. Amin. Așa că să-l înțelegeți pe bietul Simon, care poate cu experiența lui văzitorească o fi încercat, s-o fi gândit și de aceea a zis, dacă vă dau banii, nu învățați tehnic? Cum? Că nici Petru și Ioan nu știa să-i explice. Păi dacă pui mâinile, de ce parte să pui a mâinile? Vă știu, deci pui toată mâna când? Când pui mâinile, când le iei, când se produce? Un frate se ruga pentru un bolnav pe care l-a îndemnat să creadă. Și bolnavul a zis, nu cred că și alții s-au rugat. Nu pot crede, nu că nu-mi doresc, îmi doresc de toată ei. Pentru că fratele acela se grăbea și nu mai putea să aștepte. După el a zis, Ideocușterogul, cred eu. S-a pus, s-a rugat și la un moment dat strigă bolnavul, cred, cred. Și îl întreabă după rugăciune, zice, ce te-a apucat la un moment dat în rugăciune să spui că crezi? Ce nu știu. Se propune, zice, spun eu ce s-a întâmplat. Am văzut în vedenie că putea așa deasupra ta o anumită înălțime ca un obiect, așa, ușor. Și nu cobora, dar la un moment dat o coborât și când s-a atins mintea creștetul capului, ai strigat, cred. Cum s-a întâmplat acum? Cum dă? Duhul decide. Altă întrebare. Când dă? Putem programa? Astăzi suntem aici, spune Doamne. Până la ora 18 nu putem în gură, nici apă, nici mâncare, dar la 18 fix te rugăm să faci un lucru. Vă așteptați să fiecare atent? Îți spune Biblia despre Domnul Iisus, întrebau când vei veni? Și a spus Domnul, niciunul nu o să se gândească atunci când vine. În ceasul în care nu vă gândiți. Când dă Duhul? Când lucrează vreun dar? Duhul decide. E ceva ce putem face noi, zice în Fapte, capitolul 13. Pe când, întrebarea a fost când, pe când slujeau Domnului și posteau. Când Sfânt a zis, dar nu știu, la ora de rugăciune, mai târziu. Așadar, noi să ne facem partea noastră și când Duhul decide. Și mai pun o întrebare. Cât a lucrat? Care va fi măsura de dar? Zice în Roman, capitolul 12, citesc versetul 3, apre harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi, să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu. Deci cât va fi de mare darul tău? Dumnezeu. El îl face. Ce putem să facem noi, ce ține de noi, și așa cum spune la 1 Timotei, capitolul 4, deci în versetul 14, nu fi despăsător de darul care este în tine, sau în foaie 2 Timotei 1:6, să aduc aminte să înflăcăresc darul. Altfel spus, ca să păstrăm numărul să fie ușor de reținut, unul a primit 10, altul 5, altul 2, se spune că unul primește un vas de 10 litri, altul de 5, altul de 2. Dar în vasul ăsta tu poți fi în ăla de 10, poate fi 10, dar poate fi și numai 2. De nu numai 2 litri o primit, dar nu la plinătate, nu înflăcărează, nu postește, nu se roagă. Dar peste 10 niciodată nu poți spune. Că nu m-a avut asta plus. Și mai mult nu este. Deci, cu alte cuvinte, întorcându-mă la versetul de la care am pornit, 1 Corinteni 12, ce puteți spune? Dar toate aceste lucruri le face unul și celălalt. Ați mă auzit pe câte o frate spunând, e un zero mare. Altul poate zice așa cum o distie, e un zero mic. Eu astăzi m-am gândit că nu suntem nici măcar zero, suntem pe minus. Că am fost și păcători, n-am fost numai noi zero. Noi am fost cu lipsuri, toți am fost cu datorii. Așa că, zice Pavel, ce ai și să nu fii primit? De aceea nu ne rămâne decât să spunem, cum am zis la început, lăudat să fii. Ăsta e un alt lăudat să fii. Cele cunoaștini ori fost legat de dar, forma de mântuire și îndurarea Domnului, ăsta e în plus. De aceea când Domnul lucrează, nu cumva să lăudați pe cineva, săracul îl încurcăm. Putem împiedica pe Domnul, confundăm autorul, dătătorul, totul de la Domnul. Noi nici măcar un zero mic sau mare nu știu, sau n-am fost. El este totul. Aleluia! Slăvit să fie Lui! Se folosește de vasă de Lui, dar cerutul nu era Lui, nu era Domnului Pământ, nu El ne-a creat. Ne descompun. Soția îmi zicea ieri, spuneam de fratele Pițu, nu ai vreo predică la Johei, nu ai vreo predică. Și am căutat și am pus o predică. Și zice, asta cred că era când era mai în putere și avea o vocea lui așa și un duh înfocat. Și ne amintim că l-am vizitat puțin timp înainte de a muri. Ce slăbire era așa, se mișca numai câte o jumătate de metru. Ce suntem noi? Ieri n-am fost, mâine iară nu suntem și astăzi totul prin alt. Slavă Domnului! Mărit să fie! Eu vreau să vă spun din Scripturi ceva despre ceea ce eu am numit darurile suport. Mă opresc la lista din Roman 12. Deci, să știe, frații de Iisus, că nu vă aminti acum niciunul din cele ce nu mă conectează. Darurile suport. Darurile acestea aparent nu sunt foarte supranaturale, dar vreau să vă arăt din Scripturi că totuși sunt de la Duhul Sfânt și nu se confundă cu abilități omenești. Și sunt foarte necesare pentru lucrarea, de aceea le-am numit așa, mi s-au dat astăzi, darul suport. Citesc de la versetul 6. Haide la 4. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceleași slujbe. Tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte mădularele pune altora. Deoarece avem feluri de daruri. Și numărăm versetul 6, darul prorocii. Și apoi în versetele 7 și 8 enumeră alte 6 daruri, pe care eu le-am numit astăzi darul suport. Și ne este chemat la o slujbă. În original a sunat cam așa, și ne este chemat la o diaconie. Că slujitor e expresia din greacă diaconul, știu unde avem noi și în românește diacon. Să se țină de diaconia lui, de slujia lui. Asta este un dar. Spuneți-mi, vă rog, Ioan Marcu ce dar? Darul ăsta. Spune în Faptul, capitolul 13, vă citesc de la versetul 5. Aveau ca slujitor pe Ioan. Ce făcea el? Vă gândiți ce făcea, nu? Darul ăsta, de aceea avem și diaconiți, despre care scrie în Fapte, în Roman, capitolul 16, citesc versetul 1. Vă dau în grijă pe fiii sora noastră, care este diaconița bisericii din Chestia, să o primiți în Domnul cu un timp vred de sfinț, să o ajutați în orice ar avea trebuință de voi, căci ea se arăta de ajutor multora. Deci apostolul avea nevoie de cineva cu darul slujirii în clipa acolo. Și îndeosebi mie. Știți că am citit din Roman, cine este chemat la o slujbă să se țină de slujbă. La un moment dat, la Marcu nu s-o mai ținut de slujbă. În timp ce Domnul slujea cu ucenicii, spune în Luca, capitolul 9, i-a chemat, le-a dat stăpânire, versetul 1, i-a trebuit să propovăduiască. Și am zis eu uneori că slujba e numai asta, strict duhovnicească să o numim, dar scrie în 8:2. Mai erau și niște femei care văzută măvii de duhurile, de câteva cu numele, care îl ajutau cu ce? De mare acolo. Eu nu știu din toate surorile câte sunt aici, câte o să deveniți prorociți. Dar cu darul slujirii puteți fi 100 pe cum sunt. Cu darul ajutorării. Și să vă citesc, să recitesc un verset de astăzi, 1 Corinteni 12, cu versetul 28. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, pe cei ce au darul tăvăduirilor. Asta e nivelul supranatural, a spune. Și ascultați, ajutorare. Îi da. Dat de Dumnezeu, rânduit de Dumnezeu, cârmuirilor. Și se regăsește la Roman 12 porc. Ba, încă interesant, darul ajutorării trecut de o listă înainte la darul cârmuirilor. Deci ordinea pare valoric, descrescătoare. Începe cu apostolii. Deci, iată de ce le numesc darul suport. Darul slujirii, darul ajutorării. Atât pentru cei ce lucrează, pentru misionari, pentru familii, pentru toată slujirea adunării. Foarte important. Și în țara asta ne bucurăm de tineri care merg. Chiar recent mi-a trimis cineva un articol pentru o revistă, o mărturie, cum s-au dus într-o localitate și au ajutat familii, s-au plecat la școală, s-au cerut la primărie drept să facă acolo, deși s-au pus preotul. Oamenii au spus, cadrele de la școală și alții, dar n-a făcut nimeni ce a făcut ei în comună. Spuneți-mi, cu ce daruri au intrat mai întâi? Cu darul ajutorului, cu darul slujirii și apoi s-au ieșit cei cu darul învățării. Am fost pe acolo și cu darul dărniciei. Darul suport. Vă arată în Scripturi că darul învățării, deși nu e trecut în lista aia din 1 Corinteni 12, e de la Duhul Sfânt și diferă de ceea ce învață unul numai la școală, fie să învețe și retorică, artă, oratorică, nu diferă. Zice în 1 Timotei 4 cu versetul 14. Nu fi nepăsător de darul care este în tine. Fraților, tineri, care are dar de la Domnul, e ca izvorul înțelepciunii care curge într-una, îi se dă de n-apucă să spune cât îi se dă. Care n-are dar și vrea să spună ceva, apoi biblioteci, apoi mentor, apoi studii, concordanță și câte toate, și când le pachetează pe toate, poate să le spună, va păți ca unul care s-a dus după o școală teologică undeva misionar, am crezut că la ce predică elevată are el, că a primit la teologie 10 pe ea, se pocăiesc dintr-un foc o grămadă. Nu s-a pocăit nimeni nici prima dată, nici a doua oră. Și cum a dat îi spune translatorul că își permitea că, păi, tu pentru asta ai venit până aici, dar ce-i cu asta? Și ăsta atunci au răbunit și au zis, dar nici tu n-ai înțeles. Păi ce să înțeleg? Păi spus afară, cu liniuță, una altă, punct 1, 2, 3, dar ce-s asta? Păi plină lumea de filozofii și de părere. Și atunci eu s-o prăbușit și au zis, va să zic că nu merge cu ce-am tocmit eu, cu ce-am pus eu la cale. E altceva darul învățării, spune de vorbiri învățate de la Duhul Sfânt sau de la oameni. Deci Timotei a primit darul ăsta să învețe. Ăsta nu e lista din 1 Corinteni 12. Aia v-am citit și din capitolul din 2 Timotei 2. Să înflăcăresc darul. Cum? Păi ce timp de îl înflăcărăm? Rugându-ne, lucrând cu el. Toate astea se adună. De aceea, tineri dragi, rugați pe Domnul să vă identifice dacă aveți darul să învățați. Poate că unii au darul să îndemne, scrie aici în Roman 12 și ăsta e dar suport și foarte important. Doi copii. Cine îmbărbătează ca alții? Dar aici nu e vorba de a-l bate cineva pe umăr să spui fitare, cum se spune între oameni, ai grijă de tine. Nu. Dacă îmbărbătezi de la Duhul Sfânt, două cuvinte dacă spui, dar alea sunt pline de putere. Că niciun cuvânt de la Domnul nu-i lipsit de putere. E dar anume, știi ce să-i spui și când să-i spui. Vă dau exemplu din Scripturi. Fapte, capitolul 15. Erau bulversați frații datorită iudeizatorilor care vreau să-i întoarcă înapoi la lege. Și scrie aici, pe 31, după ce a dus cu scrisoarea la biserica din Antiohia, au citit-o frații, s-au bucurat de îmbărbătarea care le aduceau. Iuda și Sila, care i-au și ei proroci, au îndemnat pe frați. O, de-ar fi la slujba de evanghelie. Și avem noi, zicem noi, servici de evangelizare sau servici de din, depinde cum aveți obiceiul când adună să-i spuneți. Acolo să fie învățătorii și la ora de rugăciune să fie puși ăștia cu darul îndemnării. Îi punem invers, nu-i chiar bine. Foarte important. Prorocii, aia înseamnă inspirați. Și cum vă spuneam, darurile se pot cumula. Un cuvânt spus la vreme potrivită, cum scrie înțeleptul în Proverbe că este? Mărți au un coșuleț de argint, mărit să fie. Amin. Moise i-a spus lui Iosua, apoi Domnul i-a spus lui Iosua, nu te teme, întărește-te și îmbărbătează-te. I-a spus un înger cuvintul lui Daniel și ce a zis Daniel? Vorbește, Domnul meu, că mai întâi. Să știți că și darul dărniciei, deci toți dăm și facem milostenie, de la Duhul Sfânt se l-ai diferit. Filipeni s-a evidențiat prin privirea celui dar. La Corinteni n-a mers. Ei se băteau pe celelalte din lista lor, de-aia nu le-a scris Pavel de celelalte, că le-a scris de-a lor. Dar la Filipeni ne scrie, zice în Filipeni, capitolul 4, versetul 15. Știți, băieților filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o biserică n-a avut legătură cu mine ce privește darea și primirea față de noi. La noi, în Arad, este un frate, dar chiar o familie, care are darul ăsta să dea, să slujească, să ajute, să cumulează asta. Eu am spus că acel frate nu-i mai diacon decât oricare dintre diaconi, e mai diacon decât toți diaconii noștri la unul. Nu știu cum îi găsește pe săraci, pe bolnav. M-au sunat frații la Londra era trecută și au zis, vreți trimite 300 pachete la copii. Am vorbit cu frații în vocea adunării noastre, cu 300 nu mai tulburătă la mine și altă. Pe cine să însărcinezi? Mă gândesc la fratele, frate, te ocupi de treaba asta, da, să vezi că la urmă mă întreb o listă, să vă trebuie la urmă. Când au dat lista, în vreo 10-15 localități. Știu că m-a chemat și pe mine, spune la spital. Soția lui dus acum din țară, mi-a spus, vezi că sora cu tare a fost la psihiatrie, dusă până la noi acasă, să stea câteva zile să refacă. Și Dumnezeu așa e gândul, e și fondul regizat. Și știe unde și cum să le dea. După Revoluția, din la noi în țară, o familie de olandezi, erau cu pensionarul, cu 6-6 copii, reformați că erau. Și-au făcut în țară, întâi au venit cu Toyota, un microbus și cu rulotă după ei, așa de scurs. Și când au văzut nevoia din România, s-au dus, au văzut microbus la mașina mică și au cumpărat microbus și rulotă, o remorcă pe două osi. Și-au făcut 45 de drumuri. Cu bani, cu ajutoare, până când la bătrânețe, mi-amintesc cu soția când au plecat de la noi, cu lacul. Ne-am despărțit, n-au mai putut de bătrânețe, nu după mult timp sora a plecat la Domnul. Așa dar aveau. Cum reușeau să adune din Olanda? Unii au crezut ca o firmă să adune? Nu. Privat. Au sensibilizat oamenii și când mergeau pe aici, ei mergeau prin familie. Nu te puteai băga peste ei. Că nu te percepeai, dacă ziceai așa. Zici că știa ce nevoie are omul ăsta, ce nevoie este în familia cealaltă, ce haine potrivești la ăsta, dacă le grijești sau nu le grijești, dar de la Dumnezeu, că așa și nu ne-am putem apuca să dăm. Numai că vom da une, mâine aruncă, le aruncă afară, sau vom da une aici într-o parte sau în cealaltă. Îmi spunea un frate de Marabure și că l-a trimis Domnul într-o noapte să ducă la o soră, văd după ceva, că trebuie să ai călăuzire. Diaconii au fost aleși plini de Duhul Sfânt. Darurile astea suport nu se fac doar așa că vrea cineva să facă o carieră de filantrop sau că are bani. Sunt unii care au bani, dar să dea Domnul să întâlnească cu unul din ăsta. Și revin la el și a zis, de soție, nu mă duc acum, că asta o două săptămâni. Și s-a dus o plasă la sora și sora îi spune, bari, ce lipsit a fost acum la asta. Dar au venit un frate, nici nu știu cum îi zice, mi-a dat de doar. Dar sora s-a dus și o plasă. Și acum nu mai trebuie, m-am pus la colorat, cu tot de unde vrei. Și știți, fratele, cu plasă, tu înapoi, borgat, n-am ajuns. Tu unde vrei acum, dacă n-ai dus, atunci când te-o dus, unde te-o dus, nu? Sunt foarte importante darurile astea. Apoi este darul milei aici. Spune, e diferit în original, sunt termeni diferiți. A da, de a avea milă. E vorba de mila față de păcătoși și față de consecințele păcatului. Cine face milostenie să o facă cu milostenie. Vă dau, de exemplu, ceea ce atitudinea Domnului scrie în Matei, capitolul 9, versetul 36, când a văzut gloapele, atenție. Și asta scrie după ce i-a vindecat. Și a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstori. Dar în cine se preocupă? În mod deosebit, darul ăsta a milei este dat la evangheliști. Așa, am văzut frați cu chemarea asta. Așa suflet pun să se cheme pe cineva la Domnul, când îl vede că moare, dacă e bolnav sau dacă n-a auzit de Domnul. N-are liniște. Am citit despre unul dintre frații Moravie sau George White, să nu greșesc, care undeva a fost cazat la un ham. Mergeau ei atunci și într-o cameră vecină jucau cărți sau glumeau sau beau. Dar zic, mă duc să le spun ceva de Domnul. Măi, dar ce vreți că te aferi? L-au încercat să-l oprească, până la urmă s-a dus. Și nu a venit. Ușurat. A dormit. S-a dormit. Nu se zice că tot așa a auzit. Făcut gălășire. Și nu zic, da, dar i-am putut dormi liniștit. N-am putut să dormi liniștit până nu le-am spus. Dumnezeu să vă cerceteze cu aceste daruri. Amin. Eu vă doresc să vă dea și din celelalte cât în cap. Cât Domnul va vrea, trebuie măsura la noi. Dar, în primul rând, așa a fost îndemnat să vă spun, să rugăm pe Domnul pentru aceste daruri suport. Darul de a sluji, de a ajuta, de a da, de a îndemna, de a avea milă. Darul de a învăța, să știe toți care vor să se apuce să vorbească numele Domnului, că cei dat de sus, ei de sus, care nu, ei numai ce învăța la școală, și aia e mare treabă. Dacă nu dă Domnul, nici de îndemnat nu ai mare succes. Tu spui ca și om cuvinte, dar s-ar putea cel care le-a auzit spună mulțumesc și cam atâta. Dar dacă tu te lași folosit de Domnul darul acesta, Domnul îți va da succes și lucrarea va fi a Lui și în urmă n-avem cu ce să ne luptăm. A zis David, dacă e vorba de a da, pot da exemplu ca da la dărnicie. A zis, Doamne, scrie în Cronici 29, din mâna ta primim ce ți-a dat. Și a zis, scrie acolo și trei, mai mult, zice, dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau. N-a cerut Dumnezeu. I-a dat Dumnezeu să aibă de unde da. Da, la care vede Domnul pe casă și chemat, apoi dă Domnul când te miri. La cel cu darul îndemnării, cu dărnicii și toate celelalte. Dumnezeu să ne ajute, dar să înțelegem că toate acestea le face Duhul lui Dumnezeu. Nu noi și de aceea. Nu nouă, Doamne! Și numele Lui Tău de slavă.